Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vorbim despre apartenență, cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectarea cu sine, cu ceilalți și cu natura. Aceasta este cartea. Bineînțeles că noi am mai vorbit despre acest subiect și despre această carte, Apartenența de Toko-pa Turner. Și alături de noi este astăzi Tania Tiţa, mentor de feminitate și energetică feminină, de asemenea autor, coach holistic. Tania ține cursuri și tabere și tot felul de întâlniri pe zona aceasta de feminitate. Iată că mergem și în această zonă și mi se pare un lucru extraordinar. O mărturisire a Taniei, i-a plăcut foarte mult această carte, dar cu precădere două subiecte, două teme din cadrul acestei cărți, și anume capitolul 11, dorul sacru și, de asemenea, durerea ca aliat sacru. O autoare foarte importantă. Tu mi-ai mărturisit cu ceva timp în urmă, în timp ce citeai această carte, faptul că ai rezonat cu autoarea și cu cartea. Eu cumva am intuit și am simțit că o să-ți placă această carte și că nu degeaba te-am ales ca interlocutor de dialog și ca invitat. Ce ne poți spune despre carte și mai ales despre aceste teme, despre dorul sacru și, iată, durerea ca aliat sacru? Bună, Sorin! Mulțumesc tare mult pentru invitație. Sunt onorată că te-ai gândit la mine și în special că te-ai gândit la mine în legătură cu această carte minunată. O am și eu aici alături de mine. Cum ai spus și tu, am rezonat foarte, foarte mult cu Toko-pa. Cumva, citind cartea, am simțit că trăiește prin mine, sau că ea a trăit prin mine, sau că eu am trăit prin ea. Și am realizat încă o dată, poate pentru a mia oară, că nu suntem atât de diferiți precum credem și indiferent în ce momente ale vieții trăim, în ce locuri ale lumii ne aflăm, cumva atunci când omul începe călătoria asta profundă de cunoaștere, de reîntoarcere la apartenența sinelui până la urmă, traversează cam aceleași procese și etape, pentru că viața curge prin fiecare, Dumnezeu se manifestă prin fiecare și în călătoria lui personală simte la fel. Și simțim, ajungem la un moment dat să ne dăm seama că simțim la fel și traversăm aceleași etape, deși poate călătoria e total diferită, trăim experiențe diferite, dar cumva există identitatea asta în care ne regăsim cu toții dincolo de detalii. Nu mi-a fost străină nici lupta ei, nu mi-a fost străină nici durerea ei, nici căutarea ei nu mi-a fost străină. Interesant că tocmai în perioada asta în care citeam cartea trăiam și eu din nou o mare moarte, pentru că vorbește și ea despre o mare moarte și mi-a fost ca un aliat, ca un partener foarte frumos alături pe care l-am avut-o în perioada asta, pentru că de fiecare dată, într-o nouă etapă, simt eu că trebuie să lăsăm în urmă o identitate veche ca să putem să îmbrăcăm haine noi. Și am simțit că am aparținut, pur și simplu, citind cartea asta, deși eu treceam printr-o experiență în care resimțeam o mare moarte. Am simțit că am scris-o eu. Efectiv, ăsta a fost sentimentul. Am simțit că am scris-o eu, că am trăit-o eu și am rezonat extrem, extrem de mult cu trăirile ei, cu neputințele ei, cu sinceritatea ei, cu această autenticitate de a simți, de a avea profundă sinceritate, în primul rând, tu cu tine, ca om, în experiența vieții tale. Și am adorat modul în care i-a pus în cuvinte, pentru că mi se pare una să o trăiești și alta să descoperi arta de a pune în cuvinte această trăire superbă care poate să vindece la rândul ei cititorul, cel care citește, care se conectează la trăirea asta și la frumusețea asta, pentru că mi se pare că e o frumusețe și o artă a vindecării în modul în care ea scrie și în modul în care își trăiește propria experiență. Da, cumva m-a inspirat foarte mult. A fost, cred că, una dintre cele mai frumoase cărți pe care am citit în ultima vreme și eu citesc mult, adică sunt o mare cititoare, o mare fană, dar cartea asta m-a așezat, cumva m-a așezat. N-am simțit că e o carte peste care vreau să trec repede, ci vreau să o simt, să o las să mă transforme, să-mi vorbească. Mi se pare că am dat și eu la o parte identități vechi, am stat în spații interioare dureroase, am intrat într-o sinceritate și mai profundă cu mine, pentru că asta te invită cartea, adică e o energie sacră, o energie aparte, peste care nu poți să treci cu superficialitate sau doar să bifezi că ai mai citit o carte. Nu este genul de carte. E o carte care te așează în tine, te aduce în tine, te face să-ți pui întrebări existențiale despre viața ta, despre ce e important pentru tine, despre cum te simți, despre cum vrei să te simți și să-ți trăiești viața. Și până la urmă legătura ta cu Dumnezeu, cum îl trăiești pe Dumnezeu în tine constant, nu doar în momentele frumoase ale vieții, dar mai ales în momente dureroase, când treci prin această mare moarte, pentru că eu cred că fiecare om trece prin multe morți de-a lungul vieții, cu adevărat. Ca să ajungi să trăiești, cred că trebuie să treci prin multe morți. Da. Da, ca și să renaști practic din fiecare moarte, bineînțeles că ne referim la o moarte spirituală și mai ales la moarte ca un proces de transformare. Mm-hmm. Da, exact. Și de evoluție. Uite, am găsit un scurt pasaj din capitolul despre dorul sacru, pe care aș vrea să-l comentez puțin, în contextul culturii noastre, în contextul societății noastre și mai ales a vremurilor pe care le trăim, niște vremuri de altfel foarte vitrege, foarte tulburi, momente din acestea de puternică alienare, așa cum spuneai, de înstrăinare și iată cum se manifestă dorul nostru de apartenență, de a aparține unei culturi, de a aparține unui grup, de a aparține până și dorința de a aparține unei familii. Da? Familia de fapt reprezintă grupul cel mai intim și mai apropiat atunci când ne referim la apartenență. După care, bineînțeles, cercul se extinde la comunități și la grupuri mai mari. Pentru mulți dintre noi, spune Toko-pa Turner, cultura noastră ancestrală este fie profund deteriorată, fie pe cale de dispariție, din păcate. În vreme ce mulți dintre noi au luptat să-și mențină vii tradițiile, limba, rețelele și arta, globalizarea este o puternică forță de omogenizare. În vreme ce acest proces de integrare le-a oferit multora oportunități și libertăți, pe care altfel probabil nu le-ar fi avut, pierderea culturii este o consecință devastatoare a supraviețuirii în fața cerințelor și ritmului lumii noi. Și bineînțeles că aici puțin mă gândeam sau aș face referire și la zona aceasta, apropo de vremurile pe care le trăim, fără să, bineînțeles, fără să n-avem nicio treabă cu politica, dar la nivelul întregii planete. Uite, globalizarea, da? Un soi de generalizare și de ștergerea unor granițe spirituale, le-aș numi. Da? Faptul că îți pierzi cumva sentimentul ăsta că aparții unui loc, că aparții unei comunități, că până la urmă te-ai născut într-o comunitate cu o puternică viață spirituală, unde există tradiții de sute și sute de ani și există această tendință la ora actuală de a șterge aceste limite sau aceste granițe între diversele culturi ale lumii. Mm-hmm. Da, vezi că e interesant, eu cred că omul în căutarea lui, de el însuși și de Dumnezeu, are nevoie să plece, ca apoi să ajungă să se reîntoarcă la propriile lui rădăcini și să le aprecieze, să-și dea seama că, de fapt, tot aici își găsește alinarea, apartenența, iubirea pe care o caută tot timpul în afara lui și nu o găsește niciodată, pentru că cu cât pleacă mai mult, cu atât, de fapt, își dă seama că trebuie să revină de unde a plecat. Pentru că acolo, tot în sânul a ceea ce l-a conținut și de care s-a desprins, tot acolo își găsește acea bucurie de a fi, acea iubire și acel simț de a aparține până la urmă, dar a aparține nu doar familiei din care faci parte, nu doar tradiției, nu doar spiritualității, ci de a simți cu adevărat apartenența în fiecare por al ființei tale, al corpului tău. Și eu cred că noi prin viață, pentru că știi cum e, la un moment dat nu știm ceea ce nu știm și avem nevoie să căutăm. Și când o să știm mai mult, o să realizăm că, de fapt, simplitatea face mai mult ca orice și că rădăcina are nevoie să fie integrată în noi, pentru că nu putem trăi o viață împlinitoare și autentică fără rădăcini. Și ne reîntoarcem la valorile simple, la valorile pe care n-am știut să le apreciem de-a lungul vieții, numai că eu cred că omul trebuie să treacă printr-o maturizare profundă de sine, poate pentru prima oară o desprindere pentru a se căuta pe el, ca apoi să conștientizeze ce e cu adevărat important și ce îi însuflețește viața și ce îi animă sufletul și ce îl hrănește cu adevărat. Dar asta înseamnă o căutare a omului cu el însuși, o sinceritate a lui cu el, să te oprești, să analizezi un pic alegerile, deciziile, valorile, să vezi dacă ai plecat poate prea mult de la tine și de la lucrurile pe care poate o viață întreagă l-ai judecat, și să revii cu perspective noi, cu inima deschisă, să te reîntorci spre ele și să vezi dacă cu adevărat au daruri sacre pentru tine. Și asta cu globalizarea, mie mi se pare o foarte mare capcană. Da, e în regulă, avem tehnologie, evoluăm, suntem o societate modernă, însă mi se pare o capcană enormă, pentru că, de fapt, aparent ne ajută enorm în a ne extinde și în a evolua, dar s-ar putea la un anumit punct să fie, de fapt, separarea de sacru, separarea de divin, separarea de spiritualitatea adevărată a omului, să ne facă să uităm ce e cu adevărat important în viață și ne face, de fapt, să devenim foarte superficiali. Asta cred că se întâmplă și avem nevoie să începem să revizuim modul în care inclusiv folosim tehnologia, să ne reîntoarcem la un sânul mamei naturi, să ne reamintim de valorile noastre sacre spirituale, să punem la îndoială dacă toate aspectele globalizării sunt cu adevărat lucruri pe care să le susținem sau, de fapt, cu adevărat să ne folosim criticul interior, discernământul, să vedem dacă am putea face alegeri un pic mai conștiente, mai trezite, pentru că dacă vom continua la fel, s-ar putea să ne dăm seama că ceea ce pare a fi evoluție este, de fapt, o moarte a sufletului. Așa o văd eu personal, adică cred că avem nevoie să ne uităm un pic mai conștienți și cu un pic mai mult suflet, pentru că ne-am deconectat mult de suflet în toată globalizarea și tehnologia asta. Și să începem să ne punem la îndoială, dacă ăsta e drumul care ne împlinește cu adevărat. Da. Aș vrea să te întreb legat de, mi-a atras atenția și pe profilul tău, cover-ul de pe profil, locul unde feminitatea ta interioară este văzută și onorată. Când ai citit această carte, cum ai simțit că îți aduce, să spunem, valoare în activitatea pe care tu o desfășori? Pentru că, iată, cu zona aceasta de feminitate lucrezi. Și mă gândesc, probabil că ai făcut-o deja și s-ar putea să o faci și în următoarea perioadă, ca această carte, dacă ai simțit-o atât de vie și de puternică, anumite lucruri din ea să-ți dorești poate în aceste retreat-uri sau în aceste tabere sau în aceste cursuri pe care le ai cu cursantele tale, să împărtășești aceste gânduri și, bineînțeles, să recomanzi această carte. Da, cu siguranță simt să o recomand, pentru că, așa cum spuneam la început, am simțit că am trăit-o eu și că am scris-o eu, deci a fost așa o foarte mare identificare cu trăirea lui Toko-pa. Cumva, cartea asta vine mai mult ca o confirmare, adică nu simt că este o noutate neapărat, însă vine ca o confirmare profundă a procesului pe care și eu însă l-am făcut de-a lungul călătoriei mele proprii și de feminitate, cu adevărat. Îmi place foarte mult că și ea vorbește despre nunta interioară, despre eros și despre logos, despre feminin și masculin. Mi-a plăcut foarte mult modul în care ea a relatat această nuntă interioară și legătura profundă dintre eros și logos. Și, de exemplu, uite, inclusiv capitolul de durerea ca aliat sacru, pentru mine, ca la feminității, m-a adus foarte mult în corp și în emoție și în împrietenirea cu propria mea durere, adică cu adevărat transformarea mea profundă și evoluția și vindecarea mea profundă a început să aibă loc când m-am reîntors în feminitate și m-am împrietenit cu ceea ce m-a durut cel mai tare și pe care poate am fugit toată viața de a-l recunoaște și de a-l simți. Și de asta am și rezonat mult cu durerea ca aliat sacru, pentru că pentru mine am împrietenit cu propria mea durere și a revenit în corp, pentru că eu, de exemplu, la începuturile mele am mers mult în spiritualitatea, dar transcendentală, care cumva m-a deconectat mult de umanitate, de emoție, de corp, și acum, în ultimii ani, am revenit profund în a mă simți pe mine cu toate ale mele și de a mă îmbrățișa cu o iubire și blândețe necondiționată cu toate ale mele. Și durerea este un aliat sacru, pentru că te face să intri profund în tine, să te simți, să te cunoști, să te îmbrățișezi, să poți să procesezi din corpul tău tot ceea ce de fapt poate a fost trădat și abandonat toată viața. Și eu cred că de fapt cea mai mare apartenență se întâmplă când nu mai fugi de durere. Când stai în tine și te simți pe tine și îți simți durerea și te împrietenești cu ea și îți întâlnești toate părțile astea interioare rănite din tine care au nevoie de a aparține ție însăți. Pentru că cu cât fugim de durere, cu atât suntem mai disociați în interior. Și durerea cumva vine ca e un aluat care vine să te reîntregească. Cu cât ai curajul să simți mai mult durerea și să-ți îmbrățișezi părțile rănite, să stai cu fiecare în parte, e o reîntregire și de acolo vine apartenența asta foarte frumoasă a sinelui. Deci, cu siguranță, voi recomanda cartea, am recomandat-o deja. Fiecare capitol în sine este o parte excepțională care vine să te ajute să te reîntregești. Este o perspectivă extrem de frumoasă a reîntregirii și a veni într-un spațiu de odihnă cu tine însăți. Asta mi s-a părut. Mi-a dat un spațiu în care să mă odihnesc în mine însămi și să mă întâlnesc pe mine așa cum aveam nevoie să mă întâlnesc. E ca și cum stăteam de vorbă cu cineva și acel cineva m-a văzut dincolo de măști, dincolo de fațade, dincolo de ceea ce arătăm lumii că totul e bine și frumos. Am simțit că am fost văzută în ființa mea. Și asta simt că fac și eu cu participantele, cu femeile cu care lucrez. Creez spații sacre în care să ne vedem în propria noastră esență și să ne topim inimile acolo, să ne vedem, să ne îmbrățișăm rănile și durerile și să elevăm din acel spațiu împreună. dar avem nevoie de spații sacre, să tot creăm spații sacre în care să vorbim despre ceea ce e greu de vorbit, să ne uităm în interiorul nostru înspre ceea ce e greu să ne uităm, să ne primim în vulnerabilitățile noastre, cu adevărat. Da. Și asta simt că a făcut și cartea asta pentru mine. Mi-a oferit un spațiu sacru în care tot ceea ce sunt și tot ceea ce simt e în siguranță să fie văzut și simțit. Da. Și cred că cele mai importante valori pe care, cel puțin din punctul meu de vedere, pe care le regăsim la Toko-pa Turner, expuse cumva în această carte, sunt tocmai autenticitatea și vulnerabilitatea, de care de cele mai multe ori, din păcate, noi fugim. Nu suntem autentici cu noi înșine și cu ceilalți, de frica unor pierderi. Încercăm să fim pe placul celorlalți, ca să fim acceptați, ca să fim iubiți și plăcuți și așa mai departe. Și bineînțeles că nici vulnerabilitatea, din păcate, nu este considerată o virtute. Este de cele mai multe ori între vulnerabilitate și slăbiciune este pus semnul egal. Și atunci, de ce mi-e frică? Practic, aia încerc să ascund cumva de ochii celorlalți. Și atunci e ca și cum aș purta o mască și aș juca un rol, să spunem, social, tocmai poate din dorința de a aparține cuiva, indiferent că vorbim de o relație, da, de la nivelul cel mai micro, să aparții unei, să spunem, persoane într-o relație de cuplu, până la aparține unei familii și, așa cum spuneam mai devreme, unei culturi, unei tradiții, unei națiuni. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Tania Tiţa, mentor de feminitate și energetică feminină, autor, coach holistic și de feminitate la Tania Tiţa, spiritualitate în energie feminină. Pentru persoanele interesate o puteți găsi pe profilul de Facebook al Taniei Tiţa, unde ea face lucruri cu adevărat minunate. Astăzi am vorbit despre apartenența. Vă mai arăt încă o dată cartea, Apartenența de Toko-pa Turner, cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectarea cu sine, cu ceilalți și cu natura. O carte pe care, iată, vi-o recomandăm cu mare drag. Îi mulțumim din suflet Taniei, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne puteți urmări în continuare pe canalul de YouTube Herald sau pe pagina de Facebook Herald. Și până data viitoare, să aveți o zi frumoasă și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere, numai bine!